Salutare, dragii mei! Astăzi vă voi arăta cum să vă găsiți storiile deja care le-ați șters. O să vă arăt cum să le găsiți, ok? Deci noi punem un story banal, o să punem un story banal, adică orice nu contează, ai, punem, nu contează, o poză. Punem poza asta, ok? Și punem povestea ta. Punem ok, deci băm povestea mea, o să vă arăt aici, o să fie povestea mea, uite aici. Și s-a postat, ok? Să vă zicem că... Uite, acum o să se posteze și să zicem că s-a postat, da? Și zicem că vrem să o ștergem. Și dacă mergem la setări, dăm aici în setări, dăm cont și ștergi, aici vedeți un buton de șterse recent. O să vă apară aici poveste care ștergi, uitați asta. Deci, și dacă vreți să o restabiliți, adică să o puneți din nou la story, se va pune de nou la story acolo. Deci, aici sunt toate șterse și, mai, ui, puneți frumos din nou că vreți la story și dacă trece 24 de ore și o dați din nou restabilire, asta are termen valabil 30 de zile, dacă, na. Și se va șterge singură dacă nu o resalvați voi și o puneți în arhivă, adică dați restabilire și o puneți în arhivă dacă ați trecut de 24 de ore. Da. Sper că v-a plăcut tutorialul și sper că a fost de folos. Aș dori să dați un like și un subscribe. V-am pupat. Ceau!